Paragraful 4. Dezvoltarea infrastructurii. Unul din proiectele naționale, care eu sunt sigur cu care voi intra în istorie, va fi proiectul Canalul Dunărea Moldovei în regiunea localității Giurgiulești pentru lărgirea infrastructurii portuare și dezvoltarea industriei turistice. Acest canal, eu vă asigur că o să fie o carte de vizită a Republicii Moldova. 2. Modernizarea și extinderea aeroportului internațional Chișinău. Deschiderea aeroportului de rezervă Bălți, Corlăteni sau Marculești. Ca să știți, oficial aeroportele de rezervă aeroportului Chișinău este oficial de mai mulți ani. Doar Odessa și București. Să nu avem noi aeroport de rezervă în interiorul țării. Asta este cel mai mare absurd și noi această problemă vom soluționa. Ne obligăm să creăm o companie aeriană de stat pentru a putea influența prețurile nebune la bilete care astăzi ne impune fiecare companie care vrea și cum vrea, deoarece este un monopol. 4. Reanimarea întreprinderii de stat Calea Ferată a Moldovei. Egalarea angajaților CFM cu bugetari cu achitarea salariilor din bugetul de stat. Încă un proiect național despre care am vorbit, pentru care am muncit. Eu vreau astăzi noi să avem orașul vinului, un oraș în care vor fi prezenți toți producătorii autohtoni, un oraș în care vor fi deschise hotele, zone de agrement, zone de distracție pentru copii. Dacă să avem un orașul vinului, pe teritoriul căruia va fi construit și cel mai mare mall din Europa, care va fi fără TVA, vor avea doar taxe locale, și eu vă asigur că cetățenii de peste hotare, ei vin atunci când ei au un interes. Și noi acest interes îl vom crea. Proiectul național de stat, servicii de apă și canalizare. Această problemă trebuie scoasă de pe spatele primarilor, de sate și de orașe. Băi, oameni buni, trebuie un proiect de apeduc și canalizare pentru toată țară care este gestionat statul. Când o să fie întreprinderea de stat și această durere de cap o să fie soluționată pentru cetățeni și, al mai important, o să fie scoasă de pe umerii primarilor.